Ai n-ai corona, trebuie să mănânci legume și fructe. Ai n-ai corona, trebuie să stai cât mai izolat în casă. Bă, dar ce sare. Ia uitați. Trecem la lingură. Mamă, cât bune. Vă leu ce e aici. Mazăre. Iar ai pus mult rar. Păi ia să-i dă gust. Rar din belșug. Ce nu-mi place mie, dar n-are nimic. Gustos, de gust. E foarte sănătos, ai pus carne multă? Mi-e place cu carne. Da. Aici ceapă verde, cu ridichii și cu salată verde. Ia uitați rezultatul final. Mamă, mamă, ce bine arată. Așa. Și aici avem mazărea. Poftă bună, vă doresc. Să băgăm. Voi mânca fără pâine. Asta a prins o pasiune, îți luam o mașină la asta. Mai? Da. Asta e nebună. E mai moale, nu știu, e mai caldă. E, se face caldă, ține. Păi stai, și acum asta de mașină? Păi e mașină în spate acolo, păi da. Păi acum e cald. Păi tocmai, că-i place până la căldură cu toate. Dar e ca și afară acum. Da. O să mănânc fără pâinea. Pâinea e pe post de stativ aici la telefon. Da? Să mă filmez când mănânc. Wow. După săptămâna în care am băgat, cred că vreo 6 pizza. Dar e bună? E care? Da. Doamne, cât de fresh e. Super fresh și super bună, nu știu. Mi-e ador. Dar bine, dacă nu era carnea asta, mazărea asta, carne, că m-a dat la rost. Dar mai fără carne. De parcă nu știai. Sunt carnivor. Păi... Ca să mănânc verzețuri, trebuie să-mi dai și carne, că altfel... Uite, mamă, mâine se repetă meniu când vin pe mine. Mhm. Și ăsta o să-ți dau o cacerolă la tine și o cacerolă... O opresc și un frigider, să mai mănânc mâine, ce să mănânc. Păi, chiar după tine pe acolo, nu le mănânci, dar nu. Ce sunt terea asta? Păi să știm. Dăm banii de tăma pe ele. Păi de-aia zic, dacă sunt frumos, ambalate. Maică mea acum îmi face salată de fructe. Am cumpărat foarte multe fructe. Mă. Carne fără... Legume pot să mănânc, dar... legume fără carne nu trebuie. Foarte bună mâncarea asta de mazăre. Și cărnița asta de porc e așa moale. Mai prostie am mâncat. Săptămâna trecută. A fost și ziua mea. M-am mai relaxat. N-am vrut să mai țin așa să slăbesc.
Acum s-a dus perioada aia. Mhm. Să concentrăm. Dacă avem imunitatea crescută, mai înseamnă tot. Exact. Puteam să mai am niște castravete, că roșii că nu sunt bune, dar... Castravetele mai are cât de cât gust. Nu. Uite că mâncai salata verde. Ziceam eu că nu-mi place, dar... Așa, e foarte bun. Să mănânci de două ori pe an. Da. Păi nu vreau să mai mâncăm cu murături. Când te-am auzit în mașină cu murături... Am mâncat toată iarna murături. Bă, ce sare! Asta e că am mai rămas decât sosul ăsta. Ia uitați. Trecem la lingură. Mamă, cât bune. Mai rău le faci bune, gău. Pui așa o țigă, trebuie. Bune rău. Ai, n-ai corona? Trebuie să mănânci legume și fructe. Hai, n-ai corona, trebuie să stai cât mai izolat în casă. Nu te-am întrebat, vrei? Delicios. Cam atât pentru vlogul de astăzi, fraților. Dacă vreți să mă urmăriți în continuare și să mă susțineți, nu uitați să dați un like la acest clip, să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări, pentru că voi posta în fiecare săptămână. Și dacă vreți să mă urmăriți, trebuie să activați neapărat clopoțelul să vedeți toate notificările când postez, să fiți primii care vedeți clipurile mele. Eu sunt Otto. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!